dimineața, dragilor! Scuzați-mă că tocmai eram cu ochii după trei vehicule militare Humvee care au trecut pe aici prin Piața Unirii, iar unul dintre ele chiar a oprit aici în fața magazinului Unirea. Astfel de imagini am tot văzut de ieri, de când a fost instituită carantina totală în țară și militarii sunt pe străzi ca să ajute, să-i ajute pe polițiștii din Ministerul de Interne în stabilirea ordinii publice. În total, 10.000 de militari vor fi prezenți în această perioadă la datorie. Ei asigură ordinea publică alături de polițiști, dar sunt prezenți și în punctele de trecere a frontierei și, de asemenea, sunt pregătiți să preia paza anumitor obiective sau chiar zone geografice. Autoritățile spun că nu avem de ce să ne panicăm atunci când vedem astfel de forțe de ordine pe stradă. Chiar dacă militarii sunt înarmați, prezența lor este doar pentru a-i ajuta pe polițiști în a stabili ordinea publică și am văzut, este nevoie de ei în această perioadă pentru că sunt și cetățeni care nu înțeleg că trebuie să respecte aceste restricții de circulație impuse, nu înțeleg că este nevoie să stăm izolați în casă ca să combatem coronavirusul. Adina, am numărat din păcate încă trei morți de ieri și până astăzi, de fapt din... de pe seară și până dimineața asta, ce informații ai? Trei persoane au murit în această noapte tot din cauza coronavirusului și astfel numărul victimelor în România se ridică la 17. Este vorba despre un bărbat de 63 de ani din Neamț și de două femei cu vârsta de 70 de ani din Suceava, internate tot la Spitalul Județean din Suceava. De fapt, numărul victimelor de la acest spital se ridică la 9, iată, mai bine de jumătate dintre victimele coronavirusului în România. Situația este în continuare alarmantă la acest spital din Suceava. Vorbim de peste 170 de cadre medicale și pacienți care sunt în acest moment infectați cu coronavirus. Spitalul este închis și în acest moment mai sunt 124 de pacienți pentru care se fac teste. Dacă vor ieși pozitivi cu coronavirus, ei vor fi transferați la secția de boli infecțioase a spitalului, care se află, din fericire, într-un pavilion separat. Iar dacă vor fi depistați negativ, vor fi trimiși acasă și vor fi supravegheați de doctori. Însă, situații alarmante mai sunt în multe spitale din România. Sunt 9 spitale în care medicii se află izolați sau în carantină. Este vorba și de spitalul din București, Spitalul Obregia, unde 70 de cadre medicale au intrat în izolare la domiciliu după ce au fost depistate cu coronavirus. Ele au intrat în contact cu un pacient care a fost depistat cu acest virus și care a mai intrat în contact și cu 15 pacienți. Managerul acestui spital spune că va elabora un protocol special pentru pacienții psihiatrici, pentru că în acest moment nu există așa ceva. Și la Spitalul de Arș din București avem o situație asemănătoare. Aici un bărbat care a fost transferat de la Spitalul Județean din Suceava a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Lui nu i s-a făcut niciun test în momentul în care a plecat de la Suceava, însă medicii de aici, de la Spitalul de Arș, au decis să-i facă un test abia după ce acesta a suferit două intervenții chirurgicale. Iată că astfel a intrat în contact cu 28 de cadre medicale care în acest moment sunt izolate la domiciliu. Probleme au fost și la un centru de dializă din București, unde au fost găsiți 9 oameni infectați cu coronavirus și a fost aplicată aici și o amendă de 30.000 de lei pentru că nu au fost luate toate măsurile pentru prevenirea și combaterea infectării cu coronavirus. Adina, ieri cineva a scăpat un porumbel, sper că e doar un porumbel, pentru că matematic ceea ce a prezentat este imposibil. Ce știi despre ideea de a se testa din ușă în ușă toți oamenii din București? București este cea mai mare aglomerare urbană. Ce știi despre asta? Într-adevăr, această veste a testării tuturor bucureștenilor s-a rostogolit rapid în presă, dar și pe rețelele de socializare și oamenii chiar au reacționat vis-a-vis de acest zvon. Iată că el vine dinspre ministrul sănătății, Victor Costache. El a spus că are de gând să testeze toată populația Bucureștiului și va face acest lucru cu echipe mobile care vor merge din ușă în ușă la bucureșteni. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune că știe despre
despre acest plan. Spune că a stat de vorbă cu managerul Spitalului Matei Balș, Institutului Matei Balș, Adrian Străinu Cercel, și cu Ministrul Sănătății, și că au de gând ca testarea să se facă întâi la personalul medical, dar și la persoanele care au peste 65 de ani, și aici vorbim despre aproximativ 483.000 de persoane. În momentul de față se pare că ar fi vorba de 12 echipe mobile cu epidemiologi și virusologi care ar urma să bată din ușă în ușă și să testeze astfel populația. Spunea secretarul de stat Horațiu Moldovan în Ministerul Sănătății că acest proiect pilot pentru început în București va fi extins la nivelul întregii țări și că astfel de testări în masă vom vedea în toate orașele din țară, însă se începe cu Bucureștiul pentru a vedea care este de fapt numărul bolnavilor raportat la populația Bucureștiului. În condițiile în care, iată, medicii devin pacienți ai coronavirusului, spune Alexandru Rafila că se poate lua în calcul ipoteza în care medicii să se întoarcă la lucru în spitale dacă va fi nevoie de ei, chiar dacă sunt bolnavi cu coronavirus, vorbim desigur despre cei asimptomatici, iar acest lucru s-ar putea întâmpla dacă vor fi echipați corespunzător și vor avea parte și de un protocol special. Și spune profesorul că nu ne putem lipsi de acești medici în condițiile în care în momentul de față reprezintă mai bine de 10% dintre pacienții cu coronavirus din România. Așadar, așteptăm să vedem dacă acești medici care, iată, sunt într-o proporție foarte mare în România printre cei infectați, se vor întoarce în spitale și, de asemenea, dacă această testare promisă de Ministerul Sănătății va fi pusă în practică așa cum promit autoritățile. Mai spune ministrul Costache că începând de astăzi va demara un alt proiect pilot, acela în care 50 de pacienți din bolile secțiile de boli infecțioase vor fi mutați în hoteluri cu camere individuale, unde vor fi supravegheați de medici. Spune ministrul că nu vrem să repetăm greșeala țărilor europene de a-i trimite pe bolnavii cu COVID-19 acasă. Vedem și în ce măsură se va întâmpla acest lucru. Vă țin la curent și cu alte informații și în orele următoare. Mulțumim, Adina. Adina este comitetul nostru, practic, de criză. Așa e la Neața. Avem un om pe fiecare departament. Adina este în fiecare oră alături de noi, de undeva din oraș. Vreau să punctez câteva lucruri înainte să începem emisiunea, cât suntem încă serioși. Probabil mă refer aici și la părinții mei, de exemplu, rudele mele trecute de anumită vârstă. Stați la televizor acum și vă spuneți în gând, în timp ce vedeți imaginile astea, bă, numai polițist, medic sau jandarm militar să nu fii în perioada asta. Da, mamă, tată, nu sunteți. Aveți șansa să stați acasă. Ieri am mai trebuit să oresc câteva minute cu mama despre de ce trebuie să stăm acasă. E ciudat. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să poarte discuția asta cu cei vârstnici din jurul nostru. Din nefericire, foarte mulți vârstnici chiar nu au pe nimeni. Și o să vorbim inclusiv astăzi despre treaba asta și despre cum, de exemplu, dacă Guvernul României a dat drumul la o hârtiuță pe internet, acea hârtiuță nu va ajunge niciodată la bătrânii de pe scara blocului tău dacă nu o tipărești și nu o pui undeva la vizier unde să o vadă și cetățeanul de anumită vârstă care nu are Facebook. Ce crezi? Un om ce lucrează pentru mine a venit cu ideea asta, în mod ciudat nu e român, a venit cu ideea asta și tot ce distribuie de 2 săptămâni din partea guvernului e însoțit de textul ăsta. Am rugămintea, dacă aveți o amărâtă de imprimantă acasă, să tipăriți cât mai multe exemplare, să le puneți la scara blocului vostru jos. Fiecare în scara lui, că doar nu o să mă duc eu în berceni. Mi se pare o idee simplă, banală, la îndemâna tuturor, dar la care nu ne-am gândit cu toții. Da, este a doua zi de carantină totală, după cum ați văzut în spatele Adinei, nu prea părea carantină totală, în afară de faptul că polițiștii opresc mult mai multe mașini decât o fac de obicei. Oamenii se deplasau, inclusiv un nene pe trotinetă, l-ai văzut că era pe acolo printre mașinuțe. Sigur că discuțiile au fost lungi, probabil vor fi interminabile de atunci când nu se ia nicio măsură, de ce nu se ia nicio măsură, când se ia măsură, de ce s-a luat tocmai acum măsura asta, să-l salutăm împreună pe Tolomacul care ieri a vrut să facă o glumă de un amuzament teribil și care s-a dus cu un pește în pungă spunând că îl duce la plimbare sau la veterinar. Bravo, mă, dacă asta ai înțeles, uite, tot contabilizăm, vă spunem asta de 2 săptămâni, suntem la un număr micuți de decese
încă. Dan Teodorescu spunea o chestie interesantă ieri pe Facebook. Toată lumea zice, da mă, dar era bătrân, da mă, dar era bolnav și vezi să nu scrie la tine în dreptul numelui tău, da mă, dar era prost. Știi? Asta era concluzia.